Înainte de orice, aș vrea să vă mulțumesc pentru că v-ați alăturat efortului Autorității Electorale Permanente de a informa cetățenii români cu drept de vot asupra modului în care se va desfășura votul în data de 9 iunie și asupra importanței scrutinului pentru viitorul României. În acest sens am să încep prin a vă face cunoscut câteva date statistice în legătură cu evenimentul electoral din data de 9 iunie anul acesta. Mai întâi, pentru ce organizăm aceste alegeri? Pentru a alege 3.186 de primari ai localităților și primarul general al capitalei. De asemenea, pentru a alege același număr, 3.186 de consilii locale, inclusiv consilii județene și Consiliul General al Municipiului București. Avem de asemenea organizată această alegere din 2 iunie pentru a vota pe cei 33 de reprezentanți ai care vor reprezenta România în Parlamentul European. Aceste demnități, aceste înalte demnități vor fi în competiție și în această competiție s-au înscris un număr total de 2.789 candidați, 200.379 de candidați. Din aceștia, 11.500 candidează pentru Consiliul Județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, iar pentru funcțiile de primari, candidează un număr de 11.386 de candidați. Pe câteva, la fel, date de ordin statistic, 9.776 de candidați s-au înscris în mediul rural pentru alegerile locale, iar în mediul urban, 1.610 candidați s-au înscris în cursa pentru alegerile locale. Dintre aceștia, 10%, 10,56% sunt femei în mediul rural și 12,36% în mediul urban. Dacă mai vreți câteva date statistice, o să le primiți pe buletinul informativ pe care l-am pregătit și de asemenea o să ruleze pe ecranul care îl aveți aici, o să ruleze mai multe informații în detaliu. Vreau să vă spun că cel mai tânăr candidat pentru alegerile locale și europarlamentare are puțin peste 23 de ani, iar cel mai în vârstă, seniorul candidaților, are 100 de ani. Avem de asemenea doi candidați la alegerile locale de 95 de ani, doi candidați la alegerile locale de 94 de ani și așa mai departe. Pentru alegerile în Parlamentul European, pentru cele 33 de demnități europene, s-au înscris 494 de candidați, dintre care 167 sunt femei, ceea ce reprezintă 33,81% din totalul candidaților, un procentaj un pic mai bun decât cel de la alegerile locale. De cine vor fi votați acești candidați? Vor fi votați de toți cetățenii români în vârstă de peste 18 ani, 18 ani împliniți fie și în ziua alegerilor și care au domiciliu fie în țară, fie în străinătate și nu și-au pierdut dreptul de a alege.
Avem înscris în registru electoral permanent, care este administrat de Autoritatea Electorală Permanentă, un număr de 18.025.324 de alegători, din care 942.730 sunt cetățeni români cu domiciliu în străinătate. Pentru acești alegători se vor deschide în dimineața zilei de 9 iunie 18.968 de secții de votare în țară și un număr record de secții de votare în străinătate, 915 față de aproximativ 450 cât au fost organizate la scrutinul precedent din anul 2019. Dacă vorbim de secții de votare, o să vedeți distribuția lor în țară. În municipiul București vom avea 1289 de secții de votare. Urmează Iașu, Clujul, Bihorul și Bacău, de la 783 la 640 de secții de votare, iar județele cu cele mai puține secții de votare sunt Tulcea, Covasna și Harghita, cu aproximativ 200 de secții de votare. Dacă am vorbit și de secțiile de votare din străinătate, din cele 915 secții de votare, cele mai multe vor fi deschise în țările în care și prezența cetățenilor români este mai mare. Astfel, în Italia vor fi deschise 150 de secții de votare, în Marea Britanie 147, în Germania 104, în Franța 66 de secții de votare, în Republica Moldova 52, în Statele Unite 48 de secții de votare. Acestea sunt țările în care numărul secțiilor de votare considerăm că este suficient și ele au fost stabilite de Ministerul, propuse de Ministerul Afacerilor Externe, au fost aprobate de Autoritatea Electorală Permanentă în urma mai multor consultări pe care autoritatea le-a avut cu cetățenii români din diaspora, cu organizațiile neguvernamentale care sunt implicate în respectarea drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește exercitarea dreptului de vot, și de asemenea misiunile diplomatice și consulare ale României în străinătate au făcut un efort de consultare a cetățenilor români cu privire la intenția de vot și urmare acestor consultări. Acolo unde cetățenii români și-au exprimat dorința de a vota, au fost și deschise aceste secții de votare. Ce va trebui să facă cetățeanul român în ceea ce privește exercitarea dreptului de vot în ziua de 9 iunie? Cetățenii români trebuie să aibă vârsta de 18 ani, vârsta împlinită chiar în ziua de 9 iunie, să nu aibă interzis dreptul de a alege și să se prezinte la secția de votare. Și acum o să facem o separare între cele două scrutinuri, pentru că în ceea ce privește cetățenii români care își exercită dreptul de a vota, aceștia trebuie să-și exercite acest drept. Pentru alegerile locale trebuie să-și exercite acest drept numai acolo unde, la secția de votare, unde sunt arondați, conform domiciliului sau cu reședința, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin două luni înainte, 60 de zile înainte de data alegerilor. Pentru aceasta, deci, se vor prezenta la
secția de vot unde sunt arondați și vor prezenta documentul de identitate și vor primi de la președintele biroului electoral al secției de votare de la secția respectivă un set de 5 buletine de vot care sunt următoarele. Este buletinul de vot pentru alegerea cetățenilor români în Parlamentul European. Acesta este relativ simplu, nu conține foarte multe pagini. Este suficient să deschidă buletinul de vot și pe pagina din dreapta mea sus sunt înscriși toți competitorii politici pentru alegerile europarlamentare, indicându-se și numărul paginii pe care acești competitori se află. E relativ simplu buletinul de vot, deci nu este foarte complicat, pentru că odată ajuns în cabina de vot, să pună ștampila cu mențiunea votat pe unul din aceste 4 latere care se găsesc pe buletinul de vot. Apoi urmează să primească în setul, sau este, se găsesc în setul de 5 și buletinele de vot pentru alegerile locale. Și aveți aici un specimen de buletin de vot pentru alegerea președintelui Consiliului Județean. El este de cele mai multe ori și mai simplu, nu are decât o pagină de interior în care este legenda și candidatul și semnul electoral sub care acesta candidează. Avem va primi de asemenea un buletin de vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului București. El are 9 competitori politici înscriși în legendă și desfășurați aici. La fel, va trebui să pună ștampila pe unul din acești competitori politici. Avem de asemenea un buletin de vot pentru alegerea primarului localității, care este la fel de simplu, va aplica o ștampilă pe unul din aceste 4 latere. Și în sfârșit, avem și buletinul de vot pentru alegerea Consiliului Local al unei unități administrativ-teritoriale. Este relativ simplu și acesta. Și acum, ca să fim și mai practici și pentru telespectatorii dumneavoastră, o să facem o scurtă simulare asupra a ceea ce ce trebuie să facă cetățeanul român prezent în secția de votare. Deci va primi de la președintele biroului electoral al secției de votare acest set de 5 buletine de vot împreună cu ștampila cu mențiunea votat. După ce le va primi, va intra în cabina de vot, își va exercita acolo dreptul de vot, punând 5 ștampile pe fiecare din cele 5 buletine de vot care i-au fost înmânate. Pentru acest lucru va avea la îndemână ștampila de vot și pentru prima dată și o tușieră pe care va putea să o utilizeze în cazul în care nu se mai vede foarte bine ștampila după ce ea a fost aplicată pe 2, 3, 4 buletine de vot. După ce își va exercita dreptul de vot, va ieși din cabina de vot, va împături buletinele așa cum o să vedeți imediat. Deci va împături buletinele de vot cu mențiunea, cu ștampila secției de ștampila de control a secției de votare în exterior, așa cum vedeți acum, și fiecare din cele 5 buletine de vot le va
pune în urna inscripționată, respectiv pentru alegerile europarlamentare, pentru Consiliul Județean, pentru președintele Consiliului Județean, invers, primar și Consiliul Local. Apoi va preda ștampila cu mențiunea votat președintelui secției de votare și va putea să părăsească secția de vot. Deci fiecare secție de votare va avea de asemenea pregătită o urnă, ea se cheamă specială, e cunoscută mai degrabă de publicul larg sub denumirea de urnă mobilă, unde cetățenii români care nu pot fi transportați sau au dificultăți majore în a se prezenta la secția de votare, trebuie să depună cu suficient timp înainte la biroul electoral de circumscripție locală un set de documente din care să rezulte că sunt în imposibilitate de a se deplasa la secția de votare pentru a-și exercita dreptul de vot. Pot de asemenea să depună această solicitare însoțită de documente justificative și în ziua de 8 mai, sâmbătă, la biroul secției, de la sediul secției de votare, și de asemenea chiar în duminica alegerilor pot să depună această solicitare, această cerere, dar să o depună până la o oră rezonabilă. Noi am recomandat ora 14 pentru ca ea să poată fi prelucrată, pentru ca să poată să se deplaseze doi membri ai secției de votare la domiciliul persoanei respective cu urna mobilă și evident să aibă și timpul necesar spre a reveni la secția de votare înainte de ora 22, când se încheie votarea. Votarea începe la 7 dimineața și se termină la ora 22. Totuși, în mod excepțional, acolo unde președintele secției de votare decide, observă că sunt cetățeni care încă nu au apucat să voteze, dar ei se află în interiorul secției de votare sau în preajma, în imediata apropiere a secției de votare și stau la rând pentru a-și exercita dreptul de vot, președintele secției de votare poate să decidă prelungirea votării până la ora 23:59 de minute, când sistemul electronic de înregistrare la vot va fi închis automat. Repet, ora de 23:59 de minute, este vorba de ora locală, astfel încât ea poate să difere și va diferi în funcție de diverse țări în care cetățenii români își exercită dreptul de vot. Deci acestea au fost cam primele detalii în legătură cu modul în care se exercită dreptul de vot. După exercitarea dreptului de vot, dacă tot suntem la acest capitol, fiecare urnă va fi deschisă în prezența tuturor membrilor biroului secției de votare. În interiorul secției de votare pot să mai fie prezenți și să asiste la numărarea voturilor observatorii străini și observatorii internaționali, reprezentanții acreditați ai mass mediei și candidații la funcția, la una din funcțiile pe care le-ați văzut, dacă ei candidează în circumscripția în care se află acea secție de votare. Urnele se deschid pe rând. După ce în prealabil
va fi fost activată de operatorul prezent în secție tableta, care are și rol de cameră video, și ea va fi amplasată în așa fel încât să poată să observe întreaga operațiune de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatului votului în procesele verbale cuvenite. După ce vor fi deschise cele 5 urne, va fi deschisă și urna specială, urna mobilă, pentru că acolo pot să existe voturi și pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean și pentru europarlamentare și pentru primar și pentru președinte, și ele vor fi distribuite competitorului electoral respectiv. Odată această operațiune terminată. Și acesta este un lucru foarte important pentru ca cetățenii să aibă încredere deplină în modul cum sunt stabilite rezultatele alegerilor. Fiecare proces verbal va fi fotografiat, va fi urcat într-o aplicație care aparține autorității electorale permanente, va fi urcat în aceeași aplicație și procesul verbal de fotografiat, de cum v-am spus, și ambele aproape instantaneu vor apărea pe site-ul autorității electorale permanente. Din acel moment, nici fotografia, nici procesul verbal care redă, nici procesul verbal, nici fotografia care redă procesul verbal pentru una din cele 5 operațiuni descrise înainte, nu vor mai putea fi modificate decât printr-o hotărâre care și ea va fi publicată în același format pe site-ul Autorității Electorale Permanente, prin care s-a decis renumărarea voturilor, mă rog, îndreptarea unor greșeli care e cât mai puțin de dorit să se întâmple, dar care se pot întâmpla în anume secții de votare. Și deci vom avea acolo 3 documente: procesul verbal al biroului care a decis să fie refăcut rezultatul alegerilor în sensul îndreptării unei erori, și fotografia procesului verbal inițial, procesul verbal astfel modificat, și de asemenea aceste fotografii și procese verbale vor avea un cod QR pentru ca ele să poată fi ușor identificate. Fără acest cod QR nu pot fi încărcate în sistemul informatic. Vreau să vă spun că organizarea alegerilor este o treabă laborioasă și aici alături de mine vedeți o parte, o mică parte din echipa care a lucrat de luni buni de zile pentru organizarea alegerilor. Avem de asemenea o colaborare interinstituțională foarte importantă cu Ministerul de Interne, cu Ministerul de Externe în ceea ce privește organizarea votului în străinătate, cu Institutul Național de Statistică, cu mult mai multe, cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, alte instituții ale statului. Am avut la dispoziție mijloacele materiale și financiare desfășurării, organizării alegerilor, și vreau să vă mai dau doar o singură cifră. Pentru aceste 5 rânduri de alegeri sunt distribuite, mai avem doar câteva județe în care pentru alegerile locale trebuie să ajungă în teritoriu buletinele de vot. În rest, atât în țară cât și în străinătate, buletinele de vot au fost tipărite, au fost distribuite și ele sunt în număr de 100 și câteva milioane, aproximativ 100 de milioane de exemplare. Aproximativ 20 de milioane
de buletine de vot pentru fiecare din cele 5 rânduri de scrutinuri pe care le avem de desfășurat în ziua de 9 iunie. Ultimul lucru, înainte de a vă mulțumi și eventual a prelua câteva din întrebările dumneavoastră, este informația că aceste buletine de vot au fost tipărite la monitorul oficial, iar toate materialele, ștampile de vot, ștampile de control pentru secțiile de votare și așa mai departe, autocolante și așa mai departe, au fost realizate la Imprimeria Națională. Mulțumesc! Domnule președinte, se poate vota la alegerile din 9 iunie și cu pașaportul? Nu am înțeles întrebarea. La alegerile din 9 iunie se poate vota și cu pașaportul? Trebuie să facem o distinție între alegerile din țară și alegerile din străinătate. Și pentru un vot, și pentru votul în străinătate, cetățenii români pot să voteze numai în baza unui document eliberat de statul român. În țară, paleta este destul de lărguță, mă refer la cărți de identitate, cărți de identitate electronice, cărți provizorii de identitate, cărți electronice de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul de serviciu în toate variantele lui, iar pentru militarii școlilor care sunt elevi la școlile militare, aceștia pot să voteze și pe baza carnetului de serviciu. Există temerile în străinătate. În străinătate, cetățenii români trebuie să facă dovada că au cetățenia și reședința în străinătate și acest lucru poate fi făcut în funcție și de țara gazdă sau au reședința acolo sau sunt cetățeni români care sunt între aceste două, pot să voteze cu o carte de identitate care diferă de la țară la țară. Ministerul de Externe are o listă de documente pe care fiecare țară le eliberează cetățenilor de altă cetățenie care temporar sau definitiv se află pe teritoriul lor. Din ce ați spus, domnule președinte, înțelegem că în țară cetățenii români nu pot vota cu pașaportul simplu. Este corectă informația? Cu pașaportul simplu nu pot vota, deoarece probabil legiuitorul a vrut să evite pașaportul simplu, în același timp se află la cetățean ca și cartea de identitate și atunci el trebuie să aleagă și este cel mai simplu ca în țară să voteze cu cartea de identitate sau un document echivalent fără pașaportul simplu, pașaportul turistic, cum îi ziceți dumneavoastră. Poate să voteze, pot să voteze în țară cu pașaportul diplomatic. Sau de serviciu. Am cerut un punct de vedere oficial și din partea Ministerului de Interne, iar specialiștii de acolo mi-au indicat exact articolul din ordonanța de urgență referitoare la comasarea alegerilor, la desfășurarea alegerilor din 9 iunie, care prevede și posibilitatea votării cu pașaportul simplu. Da. V-am spus, o să vă dau și textul de lege, vă l-am aici, dar nu stăm în această dezbatere. Nu s-a schimbat nimic, vreau să spun, în ceea ce privește documentele de identitate pe care cetățenii români, fie în țară, fie în străinătate, trebuie să le aibă pentru a putea vota. Domnule președinte, dacă nu-mi permiteți, calitatea hârtiei pe care sunt tipărite buletinele de vot, mai are probleme pentru că în trecut apăreau posibilitatea imprimării și pe partea opusă votului, pe copertă sau pe cealaltă pagină. Da, v-am spus, noi n-am început de 3 săptămâni această, am experimentat. Hârtia am luat-o dată de la rezervele de stat, deci nu e achiziționată de pe piața liberă, să zic așa. Drept urmare, ea întrunește toate condițiile, am făcut simulări, nu prezintă niciun fel de problemă în acest sens, că ștampila... Nu se poate să
există de pe o pagină pe cealaltă, să se imprime și pe pagina a doua, cum ziceți, probabil. Ia, nu. Biroul Electoral Central a dat de asemenea câteva hotărâri, inclusiv în ceea ce privește aplicarea ștampilei. De acolo trebuie să rezulte intenția clară a alegătorului de a vota un anume competitor politic, chiar dacă ștampila de vot este ieșită un pic în afara patrulaterului. Important este să se observe intenția cetățeanului de a pune ștampila pe un anume competitor politic. Am omis să vă spun atunci când am vorbit despre modul de exercitare în concret a dreptului la vot, că în momentul în care cele 5 buletine sunt introduse separat în cele 5 urne inscripționate cu toate inscripționate, dacă un cetățean greșește și pune toate buletinele de vot într-o singură urnă sau încurcă președintele Consiliului Județean cu Consiliul Județean, acele buletine de vot vor fi considerate valabile. Ele vor fi separate și puse pe capitole abia când se vor, vor fi fost deschise urnele și se va număra voturile. Deci, simpla greșeală a punerii unui buletin de vot în altă urnă decât cea special inscripționată nu conduce la anularea buletinului, la anularea votului, scuzați. Dacă mai puteți preciza, tot în clarificare, ce se întâmplă cu cei care sunt din altă localitate și votează în afara localității de reședință. Deci, unde pot vota, ce pot? Este la fel diferită situația pentru alegerile locale. Cetățenii României pot să voteze doar la secția de votare unde sunt arondați conform domiciliului. Pot să voteze de asemenea la reședință cetățenii români care și-au stabilit reședința cu cel puțin 60 de zile înaintea scrutinului. Cetățenii români cu domiciliu în țară sau domiciliu în străinătate sau reședința în străinătate, pot să voteze la oricare din secțiile de votare din țară și din străinătate, numai pentru alegerile europarlamentare, pentru că acolo este o singură circumscripție electorală, ori că votez în țară, ori în străinătate, ori votez într-un colț sau în altul al țării, tot aceeași listă de 33 de europarlamentari o votez și din această cauză nu contează unde îți exerciți dreptul de vot. La alegerile locale este cu totul altceva. Aleg primarul localității. Dacă aleg primarul localității, înseamnă că am domiciliu acolo, că mă interesează de acel oraș și nu pot să mă duc la capătul celălalt al țării să-mi exercit dreptul de vot pentru un primar. Pentru județean, dacă ești un județ, dar nu o și de domiciliu. Nu pot să votez decât la localitatea de domiciliu sau la reședință, repet, dacă ea este stabilită cu cel puțin 60 de zile înaintea datei scrutinului. Acestea, la fel, sunt reguli care funcționează de 30 de ani în România, funcționează, dacă vreți, în toată lumea. Este normal ca la alegerile locale să voteze doar cetățenii care sunt interesați, locuiesc temporar sau definitiv în acea localitate. Încă o clarificare, domnule președinte, referitor la cei cu reședința în altă față de domiciliu. Vă rog. Știm că s-a schimbat legea și acum sunt acceptați doar cei care cu 2 luni înainte și-au stabilit reședința într-un nou loc, pot vota acolo. Însă întrebarea mea este dacă mai e nevoie ca ei să anunțe în preanabil biroul electoral. Mi-amintesc că așa era, cred că, scurtele deci, trecute. Bine ar fi ca acești cetățeni să se înscrie, să-și manifeste dorința la Consiliul Local, la Autoritatea Electorală, la direcțiile județene ale Autorității Electorale și așa mai departe, pentru că în acea situație sunt trecuți pe listele electorale permanente, astfel li se generează o listă electorală suplimentară și pot vota cu condiția ca din actul de identitate să rezulte că are reședința stabilită acolo cu peste 60 de zile înainte de data alegerilor.
Ne așteptăm anul acesta să fie, nu știu, mai multe voturi anulate, având în vedere că oamenii ar putea fi confuzi pentru că au, pe de-o parte, un singur reprezentant la locale și o alianță la alegerile europarlamentare, adică să zicem că votează la Consiliul Local la locale PSD, dar nu vor să voteze alianța PSD-PNL, dacă își pun aiurea votul, să zicem. Bun, acum... Noi trebuie să realizăm că își exercită dreptul de vot cetățenii români cu peste 18 ani. Și eu am încredere în cetățeanul român care e foarte informat. Dacă stați de vorbă cu oamenii, să vedeți că știu mai multe despre candidați decât ne închipuim noi. Și din acest motiv sunt două lucruri. Unu, în interiorul cabinei de vot. Pot să rămână timp suficient, timp rezonabil pentru a putea vedea bine buletinul de vot, pentru a pune ștampila acolo unde dorește. Iar pe de altă parte, cetățenii români care nu pot să voteze din cauza unei afecțiuni care este vizibilă, președintele biroului secției de votare poate să-i permită să intre în cabina de vot însoțit de o persoană la alegerea lui. Este interzis să fie însoțit de membrii din biroul secției de votare sau de vreunul din candidați și acolo poate în liniște să voteze ceea ce dorește. Și ideea este că cetățenii trebuie să rețină un lucru simplu. Trebuie să pună, dacă îndeplinesc condițiile pentru a vota și pentru europarlamentare și pentru locale, să pună câte o ștampilă pe fiecare din cele 5 buletine de vot pe care le va primi. Ne puteți explica, domnule președinte, ce se întâmplă cu acei cetățeni care se sesizează pe ultima sută de metri că au actele de identitate expirate? Există soluții? Sau dacă pot vota cu actele expirate? Sigur că ei trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil pentru ziua de 9 iunie. Tocmai pentru a veni în sprijinul acestor cetățeni care pe ultima sută de metri își reglează situația valabilității actelor de identitate. Ministerul de Interne, și eu mâine o să am o ultimă discuție cu conducerea Ministerului de Interne, va prelungi programul și autoritățile locale vor prelungi programele de funcționare ale birourilor unde se preschimbă actele de identitate și ele vor fi deschise inclusiv în ziua de sâmbătă înaintea alegerilor. Domnule președinte, în eventualitatea unor atacuri cibernetice, ar rezista sistemul informatic? Am luat din vreme toate măsurile de precauție și am făcut două, trei simulări, expertize, experimente în ceea ce privește mai ales atacurile din exteriorul sistemului electoral pe care îl administrează Autoritatea Electorală Permanentă. Avem programele antivirus cele mai eficiente la momentul actual. Avem toată încrederea că sistemul de informatic utilizat de Autoritatea Electorală va funcționa fără să poată să fie afectat de eventuale atacuri cibernetice. Avem o colaborare foarte strânsă cu instituțiile statului care se ocupă de acest domeniu al cyber security. Și încă ceva, dacă puteți să ne explicați un pic ce supraveghetor, ce supervisor avem, adică anul acest, la aceste alegeri vom avea cumva... Eu nu voiam să vi le spun pe toate într-o singură conferință de presă, dar o să o fac. Deci avem acreditați până acum un număr însemnat de observatori, atât străini, mă refer la cât și locali, naționali.
Avem câteva zeci de organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul electoral al respectării drepturilor omului, inclusiv dreptul de vot. Avem de asemenea până în prezent confirmată prezența a 40 de observatori străini. Acest proces este în curs. Reprezentanții mass mediei pot să filmeze, să fie prezenți și să filmeze inclusiv în secțiile de votare în ziua de duminică 9 iunie, cu condiția să asigure secretul votului, adică nu pot fi filmate secții de vot, buletine de vot în momentul în care se votează, deci trebuie să asigure secretul votului, restul sigur că pot să ia cadre acolo, pot să asiste la numărarea voturilor și așa mai departe. Am încercat să fim cât mai transparenți cu putință. Deci avem și acest sistem în care aproape imediat nu mai trebuie să fie făcută celebra numărătoare paralelă, pentru că buletinul de vot, odată ce a fost semnat de toți membrii secției de votare, este fotografiat și fotografia acesteia împreună cu procesul verbal sunt urcate instantaneu și apar pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Acolo le veți găsi mulți ani de aici înainte. Ne puteți oferi mai multe informații despre cei doi candidați, cel mai tânăr și respectiv cel mai vârstnic? Eu vă spun date statistice. Găsiți-i dumneavoastră și... Eventual ne puteți pune la dispoziție aceste... Eu vă pot spune, pentru că e public, nu e, sunt afișate, sunt și așa mai departe, în ce localități și-au depus, și pentru ce demnitate și-au depus candidatura, dar rolul autorității electorale se oprește aici. V-am promis de la început, împreună cu întreaga mea echipă, că nu vom fi în niciun fel implicați în campania electorală și în disputa politică. Asigurăm numai desfășurarea în foarte bune condiții, în bune condiții a alegerilor din punct de vedere tehnic. Ce ne puteți spune despre componența secțiilor de votare în contextul în care au fost PMP, de exemplu, a acuzat că minoritățile sunt reprezentate, dar ei nu au reprezentanți? Componența secțiilor de votare a tuturor birourilor, de la secția de votare până la biroul electoral central, este stabilită prin lege. Drept urmare, unii competitori politici, dacă se încadrează în prevederile legale, fac parte din aceste birouri, dacă nu, nu. Nu putem. Avem 17 competitori la europarlamentare. Evident că un birou al secției de votare nu poate să fie compus din 17 reprezentanți ai partidelor, ai competitorilor politici, plus președinte, vicelocțiitor și așa mai departe. Unii sunt, dar, repet, tocmai pentru a asigura că totul se desfășoară așa cum este firesc, chiar și cei care n-au reprezentare într-un birou pot să asiste la operațiunea de numărare a voturilor. Vă mai dau un detaliu că toți cei care asistă, observatori, mass media, candidați și așa mai departe, nu trebuie să facă nimic din ceea ce ar putea împiedica buna desfășurare a numărării voturilor. Ei au dreptul să sesizeze în scris președintelui secției de votare orice consideră că este în neregulă, dar rolul lor se oprește aici. Vreau să vă mai întreb despre comunicările pe care le va face autoritatea în ziua votului. Ce comunicare ce-ți face? Biroul Electoral Central va centraliza toate aceste operațiuni din ziua respectivă și probabil de 3-4 ori vom face un comunicat de presă și toate elementele necesare pe care trebuie să le știți până la acea dată, respectiv numărul de participanți la vot și așa mai departe, ceea ce știți că se organizează, va fi afișat, postat și prezentat în conferințele de presă, din care
probabil la ora 10 dimineața va fi prima astfel de comunicare. Știți cumva cam câți bani ați cheltuit până acum pentru organizarea alegerilor și cât estimați că vor fi în total? E un efort conjugat. Vreau să vă spun că nu s-au cheltuit foarte mult. Oricum, dacă ar fi fost organizate separat, ar fi fost niște cheltuieli un pic mai mari, pentru că, spre exemplu, toți membrii birourilor de la secția de votare până la biroul electoral central ar fi trebuit să fie dublați. Așa sunt comasate, există o singură infrastructură logistică pentru organizarea acestora. Cel mai mult, evident, costă imprimarea buletinelor de vot. V-am spus că sunt peste 100 de milioane de buletine de vot. Sunt cheltuieli făcute de autoritatea electorală, de biroul electoral central, de Ministerul de Externe, de Ministerul de Interne, de Serviciul de Telecomunicații, de INS, de autoritățile locale, că primarii, de exemplu, au în sarcină organizarea secțiilor de votare și acestea toate abia la sfârșit, pentru că nu am plătit încă toate cheltuielile, unele urmează să le achităm, nu avem o cifră finală cu cât au costat alegerile. Avem numai ceea ce guvernul a aprobat prin hotărâre, dar această sumă, după părerea mea, nu va fi cheltuită în totalitate. Despre securitatea în ziua alegerilor și pentru a preveni eventuale ingerințe externe de orice natură, atât la secțiile de vot, cât și la birourile electorale, care sunt măsurile? Dacă vă referiți la măsurile de ordine, da. Da. Acum câteva minute am zis că mâine pe acest subiect, la ora 8:30, voi avea o discuție cu conducerea Ministerului de Interne, care a luat toate măsurile pentru ca toate secțiile de votare să aibă organizată pază cu jandarmi. Nu folosim în zilele acelea nicio firmă de pază decât jandarmeria și poliția română. Și, după părerea mea, nu va exista niciun fel de incident major în legătură cu desfășurarea alegerilor. Buletinele de vot, procesele verbale, ștampilele și așa mai departe, care vor trebui să parcurgă un traseu de la secția de votare până la biroul electoral central, aceste transporturi întotdeauna vor fi însoțite de cel puțin un jandarm. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, eu aș avea o întrebare și pe alt subiect. Anticipez că poate fi un subiect sensibil, dar de mare interes acum. Știm că în trecut ați exercitat și funcția de judecător la Curtea Constituțională. V-aș întreba cum comentați situația că fostul șef adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, este vizat de o anchetă DNA. Considerați că este un abuz al justiției sau, în general, cum priviți această situație acum în campania electorală? Uite, o să îi reproșez șefei Direcției de Comunicare că nu v-a comunicat faptul că astăzi această conferință de presă e organizată exclusiv pentru organizarea și desfășurarea alegerilor. Altădată, alte subiecte, cu drag. Statistică, la ce privință ne așteptăm sau poate ne-am întâlnit? Nu, e treaba institutelor de sondare. Pot să vă dau o paletă așa de la 65% cât apreciază Comisia Europeană până la 50, 49, 50, 51% cât apreciază diversi. Eu sper ca să fie prezența cât mai mare, pentru că votul trebuie să reprezinte voința majorității cetățenilor români, iar demnitarii pe care românii îi vor alege trebuie să aibă legitimitatea dată inclusiv de un vot masiv. O singură chestiune, domnule, scuze, nu, deci
Referitor la cum s-a desfășurat campania electorală, autoritatea supraveghează și respectarea regulilor de campanie. Ce incidente majore ați identificat? Nu au fost incidente majore, au fost incidentele pe care, din păcate, se repetă de la o alegere la alta, după cum știți, în pre-campanie, ca să fiu mai bine înțeles. Partidele politice pot, competitorii politici pot să-și promoveze imaginea partidului respectiv în diverse moduri, inclusiv prin afișaje din alea mai mult sau mai puțin vizibile. În momentul în care a început campania electorală, lucrurile devin mai stricte și ele trebuie să îndepărteze acele materiale și să folosească în campanie doar materialele care sunt permise de lege. Sigur că nu toți au respectat această obligație de a îndepărta materialele, unele le mai vedem pe aici, pe acolo. E treaba birourilor electorale de circumscripție, a primarului localității prin poliția locală, să dispună măsuri pentru îndepărtarea acestora și intrarea în normalitate. În campanie electorală, parcă nu sunt atâtea încălcări ale legii și din cauza faptului că autoritatea le rambursează o parte din cheltuielile făcute numai în varianta în care sumele respective au fost cheltuite în anume scop legal. Dacă au depășit limitele legii, nu primesc banii înapoi și deci sunt constrânse să lucreze în limita legii. Ultima, dacă îmi permiteți, în secția de votare, pentru că la fiecare tur de alegere au apărut astfel de probleme. Cine are voie sau are voie cineva să însoțească în cabina de vot? În ce condiții? Cred că am spus câte ceva, dar repet, persoana despre care președintele secției de votare are convingerea că nu poate efectiv să voteze singură, poate să fie însoțită în interiorul cabinei de vot de o persoană, alegerea însă îi aparține acelei persoane. Cu nepot, cu ficiorul, cu fica, cu vecinul, cu cine dorește, pentru că cel dorit de către persoana în dificultate înseamnă că are încredere în persoana care a ales-o și aceea va intra în cabina de vot cu persoana de încredere. Repet, nu poate să fie însoțită acea persoană în niciun caz de un candidat și nici de membrii secției de votare. Cum vedeți dumneavoastră mutarea alegerilor prezidențiale în septembrie? Păi, având în vedere că e un an atât de complicat, este oportună această mișcare de a muta mai aproape? Autoritatea electorală permanentă se ocupă în principal cu respectarea legii. Din acest punct de vedere, este sarcina guvernului să stabilească data alegerilor. Am înțeles că ele au fost anunțate pentru 15 septembrie, respectiv turul 2 pentru 29 septembrie și noi, începând cu data de 12 iunie, vom începe pregătirile tehnice pentru organizarea alegerilor pentru președintele României. Și eu vă mulțumesc. Ce niște elemente, Marcu? Știu, dar... Despre raportarea datelor de prezență în cursul zilei de votare, vă rog frumos. Cum vor fi raportate acestea și dacă e o diferență față de tururile anterioare? Nu avem diferențe și nu vedem cum s-ar putea comunica în plus, însă dacă aveți propuneri concrete care ar interesa marele public în legătură cu comunicările, suntem deschiși a examina orice fel de propuneri. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc, vă doresc zi bună!